Nu, salutare oameni buni și bine ați venit la un nou Let's Play pe World of Medin 2. În acest Let's Play m-am gândit să filmez cum fac magnificul meu pet level 75 în temnița păianjenilor 3 sau SD3 sau cum o știți voi. În fine. În timp ce o să fac chestia asta, ca să nu vă plictisiți și să vă dau ceva de gândit, ca să zic așa. Să bag și Nenuant XP, Nenuant XP și o mănușă, pentru că este puțin drop aici. Bun, aș vrea să discut cu voi despre subiectul recent, despre care cred că toată lumea știe, despre anularea recentă a conturilor de YouTube ale unor YouTuberi cunoscuți, precum Macu, Kidal și Ludo Răzvan. Bun, de ce s-au întâmplat toate aceste lucruri? Probabil că ei v-au lămurit cu acele reporturi ale drepturilor de autor pentru unii artiști de muzică. O să mai spun și eu asta o dată, chiar dacă ajută, chiar dacă nu. Și nu știu, să-mi dau o mică părere despre acest conflict din care nu am luat parte și nici nu aș vrea să iau parte vreodată sau să fi avut vreo parte în acest conflict. Da, vorba lui Dani, am urmărit videoclipul, nu a fost ok să ajungă la așa ceva, ca multă lume să își piardă munca de ani de zile până la urmă. Și da, priviți cât XP se poate lua pe aproape o cameră în temnița păianjenilor cu unele de experiență care mai durează foarte puțin și acești papuci PVM cu 20 XP. Destul de ok. În fine, până fac eu acest pet, nu știu, puteți să lăsați în comentariile voastre pe care le sau pe canalul meu. Nu știu ce părere aveți voi despre toată chestia asta. Noul canal al lui Răzvan, bineînțeles, va fi în descriere. Eu îl susțin 100% în încercarea lui de a-și restaura canalul. Multe din videourile lui s-au pierdut, e adevărat. Nu a avut timp să salveze niciunul. Dar mă gândesc că abonații lui sunt o bază solidă și îl vor ajuta. Bun. În alte privințe, cred că o să vă vorbesc despre pet și despre atributele sale. Deci, happiness. Probabil cu multă lume știe, acest atribut se crește în PVM, bătând monștri și el urmărind, stând lângă voi, va câștiga happiness. Loyalty. Loyalty se câștigă prin PvP, prin numărarea jucătorilor dintr-un alt regat, se face relativ repede, adică nu știu, vizitând celelalte regate rivale, nu știu, de vreo săptămână cam așa, mă gândesc că puteți face 100% loyalty, dar mă rog, asta depinde și de playerii care sunt acolo. Ha, ce naiba se petrece aici? Văd că nimic important. Așa. Despre suraul meu, încă nu i-am găsit niște iteme potrivite. The fuck, o să mor. Da, tura asta o să mor. Încă are mestrele mici, nu bag exorcizări în el. Dar mă gândesc că în timp îi voi face și petul level 100. Îi voi face și masterele. Mă gândesc că cu 3 P-uri el nu o să mai aibă cea mai mică problemă într-o cameră de SD3. Pentru că o să am și biologul de 50 care oferă 60 apărare aici. Ca pe oficial, de fapt. Cred că o să moară șaman ca în toată grămada asta de păianjeni. Dar nu-i bai, mă pot descurca. Sau nu, sau da. Se pare că am reușit.
Calul meu este level 14, intenționez să-l fac militar, am suficiente medalii pentru treaba asta. Așa, avem foarte multe iteme de upgrade în această temniță, băi anjenilor. Nu intenționez să mă duc mai departe pentru că aici cred că sunt în camera numărul 2 sau 3, în fine, puteți înțelege că aici mobii nu sunt atât de agresivi. Am dat o tură și prin camera numărul 7, 8 și acolo rezistam mult mai puțin. Dar contează XP-ul pe care petul îl câștigă. Destul de mult XP, după părerea mea. Adică am văzut foarte mulți jucători care au postat pe YouTube că aici au crescut petul. Cum am zis și în Let's Play-ul anterior, pe care l-am făcut cu Răzvan și cu el voi mai filma când îi permite timpul. Petul vă poate duce la un cost de aproximativ 400 de milioane pentru un status perfect de atac, dar merită la level 100 cu happiness și loyalty crescut la 100%. Acest pet vă poate oferi 300 valori atac, ceea ce e foarte mult. Mă gândesc că după ce-l termin și fac și petăiși și nu știu. Poate o găsesc un scut cu inteligență. O să am un damage destul de frumușel pentru un surarme. Singurul meu regret e că nu am făcut și pe războinic același lucru. Adică să am răbdare să fac petul level 100, să mai bag niște bani în el, dar acolo situațiile au fost diferite. Itemele au contat. Și mai luăm încă o lură. Nu e rău. Așa. Ce pot să vă mai povestesc? Am observat că nisipurile mele nu prea mai au succes pe piață, în sensul că, nu știu, în mod ciudat, foarte multă lume s-a apucat să le farmeze. Nu știu dacă din cauza mea sau poate am făcut prea multă reclamă sau nu știu, poate s-au apucat ei așa pentru că n-au avut ce face. În fine, nu-mi pasă. Prețul lor a scăzut foarte tare, așa că va trebui să mă reprofilez pe altceva. Bun. Păi, ca să pot umple timpul de let's play pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție și nu aș vrea să mai lungesc foarte mult. Încerc să fac acest pet level 75. Și nu știu, ca de obicei, cum am repetat, vă mai repet și acum, lăsați în secțiunea de comentarii sugestiile voastre, părerile voastre, critici constructive și toate cele. Pentru că chiar dacă se întâmplă cumva să nu răspund, deși s-ar putea să-mi fac timp să răspund momentan, adică nu sunt în incapacitatea de a avea prea mulți abonați ca să nu pot răspunde. O să mă uit peste toate comentariile voastre, voi răspunde la cele mai interesante, ca să zic așa, cele mai sugestive și de acolo mai vedem ce o să mai fie. Despre server, după cum puteți observa, mobii sunt schimbați față de oficial. Respawnul lor este destul de bun, adică nu trebuie să aștept foarte mult să se umple camera după ce am terminat de omorât, ceea ce consumă foarte puțin timp, mai ales pentru oricine folosește inelul. Adică nimănui nu i-ar conveni să aștepte 30 de secunde, de exemplu, cum el la etajul 5 în DT, până se respawnează mobii. Să vedem dacă pot lua acest cadou de Crăciun. Am strâns destul de multe. Sper să găsesc pe cineva cu care să le schimb. Sincer, nu am fost foarte mulțumit de dropul lor, adică nu știu, se putea și mai bine. Am primit până și poțiuni Yang. Dar asta e altă poveste, până la urmă e mai bine decât nimic.
Perfect. Am ajuns la 44% într-un interval de, nu știu, maxim 5 minute. Ceea ce e foarte bine pentru că Petru are level 74. El se știe că primește dublu experiență față de jucătorul normal. Dar oricum, dacă mai aveți și experiență pe iteme și inel, eu zic că vă prinde foarte, foarte bine. Super Spiderweb se vinde foarte bine. Mă rog, nu chiar acum, pentru că acum văd destul de des în shop-uri. Dar sunt convins că voi găsi acestor iteme de upgrade o utilitate. Și acum am ajuns la 51%. Foarte acceptabil, după părerea mea. Așa. Nu știu, am cam rămas în pană de idei pentru că despre canalul Răzvan v-am vorbit, despre Pet v-am vorbit, despre temnița păianjenilor v-am vorbit, eventul. Cred că am spus unor jucători și pe joc, nu am făcut mare lucru de acest event. Nu mi s-a părut profitabil, deși pentru unele persoane chiar a fost. Au câștigat acele costume permanente, ceea ce e un bonus. Am văzut câteva și prin shop-uri, bine, nu neapărat costume, dar acele freze cu căciulă de Moș Crăciun sau ce naiba e, se vând la aproximativ 70 de milioane. Nu știu, având în vedere că e o freză permanentă, deși nu dă un bonus foarte util. Asta în cazul în care chiar dă ceva. Dar contează că e permanent. Adică scăpați foarte multe monede din IT Shop sau Yang în caz că le cumpărați de pe joc. În fine, sunt chestii și chestii. Mă gândeam la seria mea de San Andreas. Nu am mai avut timp foarte mult să joc. Nici măcar la Payday n-am mai intrat ca să iau un punct de rang să fac level up. Țin să vă anunț că mi-am cumpărat un mouse nou pentru că cel vechi deja începuse să se defecteze. Și probabil o să joc și alte jocuri. Momentan nu am un PC bun pentru gaming, am un laptop care e destul de bun, dar laptopurile nu prea sunt făcute pentru gaming și dacă sunt făcute, ei bine, sunt foarte scumpe. Adică la banii de laptop, să zicem că un laptop de gaming ajunge de la 90 de milioane în sus, cu 60 de milioane vă puteți face un PC de gaming care să ducă la o grafică acceptabilă și o rezoluție destul de frumoasă cele mai noi jocuri. Mă rog. Acum depinde de fiecare. După părerea mea, singurul capitol la care laptopul o să bată vreodată desktopul este portabilitatea și mobilitatea, adică doar nu o să mă car cu unitatea după mine în vacanță, să fim serioși. În fine, în rest, componentele de laptop sunt mult mai scăzute ca și performanță. Există șansa să se defecteze mai repede pentru că în acel spațiu nu prea intră aerul rece. Mă rog, hai că am deviat de la subiectul Metin 2 și am intrat în IT. Și asta nu mi se pare chiar ok, deși decât să tac și să bat acești mobi aiurea, mai bine vorbesc așa aiurea. Și tot simt că va ieși ceva. Bun. Deci, acești păianjeni vor să numare șamanca, care de bine de rău rezistă cât de cât, are 341 apărare, din cauza că are un rotund plus 6 cu 12 int.
și mai luăm o frumoasă grupă de monștri. Mă rog, sper că data viitoare când voi filma cu Răzvan sau Flanker să fie mai ușor să dezbat un subiect, pentru că mi se pare mai ok să împart cu cineva ideile și să aflu și părerea acelei persoane despre subiectul în temă. Fii raitule, calm, mișcă. Bun. Am ajuns la aproape 71%, deci probabil acest let's play va mai dura, nu știu, 5, maxim 10 minute. Da, să mizăm pe 5 câtă vreme mai am acest inel de experiență. Voi mai cumpăra și de pe joc, pentru că de obicei se găsesc, prețul lor nu este foarte mare. Mi s-a terminat issue, deci veți asista în direct la moartea căprioarei. Da. Se putea și mai rău. Ap, mi s-au terminat licorile, nu-i o problemă. Am venit cu șamanca pregătită, mă gândeam că până fac level, nu știu, cel puțin 90. Eu nu mai scot șamanca din tenis apoi anjinilor. Bun. What the fuck, n-am spațiu. Încă 3. Nu, așa ceva nu se face. Cu acești mobi agresivi. Haide, 1. 2, 3. Nu știu, singurul lucru care mă nemulțumește la acest server este că în V2 și V3, cum se numește aici, aici V3 nu mai este grota exilului, este tenisa păianjilor, nu merg pergamentele sau inelul de nuntă. Măcar dacă ar implementa cel puțin depozitul portabil, ar fi mai ușor pentru cei care vor să farmeze, nu știu, în grotă, în V2, mă rog, ce vrei să facă, ca să nu mai scoată caracterul sau șamanca pentru plinul de licori, sau mai știu eu ce, adică dacă este aia depozitul portabil și ar face un caracter separat, ar pune licorile în depozit și asta ar fi tot. În fine, asta e o sugestie, dar depinde de cei de la World of Medicine dacă vor să o pună în aplicare sau nu. Bine, având în vedere că au făcut foarte multe pentru acest server, foarte multe chestii pe care nu le-am mai văzut în altă parte, nu cred că ar avea o problemă să implementeze și acel depozit portabil, dar poate că au motivele lor pentru care nu vor să facă acest lucru. Părerea mea e că vor să mențină serverul cât mai aproape de unul oficial. Am auzit niște zvonuri că ei ar fi vrut să-și iau o licență de server oficial, acum nu știu dacă au reușit sau nu. Sper să reușească, pentru că au muncit foarte mult la el. Serverul este asemănător unui oficial, așa că de ce nu, are toate meritele necesare ca să devină unul. Bun, pentru că chiar, scuzați cacofonia, în fine, mi-a venit această idee să compar serverul cu cel oficial. Pentru că mereu vor exista persoane care vor zice că, deși eu sau orice alt jucător care are realizări pe acest server, a, da frate, dar nu e ro. Păi stai așa, ce contează dacă e ro sau nu? Serverul ăsta este mai bun decât ro, pentru că am spus asta în Let's Play-ul 2 sau 3, banul real nu face diferența. Aici oricine poate progresa prin muncă și forțe proprii, prin metode proprii, poate să aibă un succes. Așa că dacă am succes pe un asemenea server, care nu e chiar ușor și nu e pentru oricine, bine, rectific, pentru oricine nu vrea să muncească, de ce m-aș întoarce pe RO, unde situația e cum e, stafful, nu știu, e mai mult prezent cu numele, cu, nu știu cum să mă exprim, dar cu prezența nu e. Bine, eu nu am mai jucat RO de, nu știu, 2-3 ani, ultimul meu cont a fost pe Corvus,
Și da, m-am lăsat destul de rapid pentru că situația devenise destul de anostă. Existau boți, existau mobări, adică metin lui Bob. Nu știu, și foarte puține metine, adică să luăm de exemplu Muntele Sohan. De ce naiba ai pune doar 2-3 metine pentru 3 regate de câteva mii de jucători pe un server? Să zicem, de ce? Cum te aștept să progreseze cineva dacă nu stă 24 din 24 sau nu așteaptă, de exemplu, eventul cu vouchere să le poată vinde pe Yang? Ceea ce nu mi se pare foarte corect. Acolo banul real sau munca excesivă, dar excesivă, care nu mai lasă timp pentru propria persoană, primează acolo. Mă rog, asta e părerea mea. Dacă alții au reușit să progreseze prin alte metode, sau nu și-au dedicat atât de mult timp serverului, nu știu, eu îi felicit, dar rămân la părerea mea. Câtă vreme cineva știe să se descurce în acest joc, nu mai contează că e ROS sau e alt server. Și asta cred că vă poate spune aproape oricine. Bun, între timp eu o să mai verific pet-ul care se apropie de level up și cu asta va veni finalul acestui let's play. Nu știu, o să încerc să mă gândesc dacă mai am vreo idee finală pe care să o împart cu voi. Mă mai repet încă o dată, aștept sugestia voastră în comentarii, un like, un share, că na, ajută, cum știe toată lumea. Și mai vedem ce o mai fi. Acum o să luăm această lură, penultimă sau antepenultimă lură. Inelul meu de experiență s-a dus, mănușa la fel, dar nu-i bai. Așteptăm să se reumple camera și vom vedea magnificul level up al acestui pet. Și vă rog eu să nu mor în final. Pentru că mi se va duce buff-ul din clipă în clipă. 93, haide. 94. Și putem continua așa. Avem un spiderweb și un Christmas present. Superb, nu mai am loc pentru ele. O să mă întorc cu șamanca mai târziu să-l iau. Și acum să ne întoarcem la minunatul perete, pentru că numai așa mă pot descurca cu aceste mestre mici. Dar cu 3 P-uri vă puteți imagina teama care dă reducere de 37%. Se pare că aici dă și evitarea săgeți, nu mai știu dacă dă și pe oficial sau nu. Dar aici mi se pare foarte util. Bine că eu pentru hărțile Chen Snakefield, care are metinele 45 și 60, eu pot să am și 40 sau 65 săgeți, adică să mai am și acea evitare, deja e un mare plus. Armura vrăjită care la P, având în vedere că nu o să am int în iteme, o să am doar intul de bază de la status, să-mi ofere măcar 150 apărare, pentru că cu petul și biologul de 50, acest caracter nu o să aibă prea multe probleme în niciun fel de hartă accesibilă mie. Și speram să fac level up din această lură. Deci, în timp ce eu îmi fac lura finală pentru minunatul meu pet, foarte frumos, eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept opiniile și până data viitoare, what the fuck, aici și-a găsit să se oprească. Deci, până data viitoare,
Eu am fost Adamantium. Pa!